Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Dying Light. Hai să continuăm. O să facem quest-ul ăla pentru Tolga. Știți că trebuia să colectăm 3 baterii. Nu știu exact ce vor ei să facă cu ele. Dar vom vedea. Și dacă mai avem timp, poate facem și Witch Queen, quest-ul ăla pe timp de seară, dacă nu, vom vedea noi. Oricum, hai să deschidem ăsta. O să încerc să mai deschid cutiile astea, că au lucruri bune. Oh, ce am găsit noi aici? O katana. Să văd ce pot să arunc. Corect, mă, șetul ăsta e stricat și nici nu pot să-l repar. Pot măcar să iau... Stai. Facem așa. Nu merge nici să extragi din ea nimic. Nu poți să-i dai dismantle. Ok, hai să vedem cum e katana. Și dacă pot să pun ceva pe katana. Flame blade, welder... Cut and go, impact, bleeding, nu mă interesează bleeding neapărat, fire launcher, ce mai avem noi pe aici, god hammer, angel sword, hai să vedem, pot să pun pe katana, hai să facem încă un angel sword cu katana, perfect, și acum o punem în locul asta. Holy shit, ce mișto arată asta. Bun, hai să mergem. Sunt bateriile alea mari și grele. Știți că fiecare baterie avea 50 de kilograme și nu știu exact cum o să le cărăm. Dar vom afla până la urmă. Sabia nu-mi place. Știți că am mai găsit-o de câteva ori și nu e chiar așa de bună. Ăștia zic aici că e o stație de autobuze ceva. O autogară. Probabil că acolo trebuie să ajungem. Departe e chestia asta. Nu e chiar așa departe, suntem exact lângă. Îmi place mișcarea asta. E prea tare cum te rostogolești așa. Așa. Paladin. Da, și ăștia pe care îi salvez așa, misiunile astea random. Pe care le găsești așa întâmplător în lume și asta văd că îți dau chestii bune. Asta e zona aia pe care am salvat-o noi unde am băgat survivori. A, și un shop ăsta așa să mă opresc eu la shop o secundă. S-a făcut ca un mic orășel așa. Ia să vedem. Hai să cumpărăm materialele. După aia pistol ammo. Buy all. Medkits, plastic nails și nu mai avem nevoie de altceva. Îmi place cum s-au organizat. Dacă mai țineți minte episodul în care am distrus noi toți zombii de aici ca să putem să aducem supraviețuitorii. Însă acum s-au organizat toți aici în hotelul ăsta. Nu pot să mă urc acolo, dar noi avem nevoie să trecem peste. Cred că trebuie să ocolim toată zona asta. Sunt niște sunete foarte creepy în jocul ăsta. Mai auziți câte un supraviețuitor care țipă de disperare? Probabil l-a mușcat vreun zombie sau ceva. Pe timp de zi e ok pentru că e soare și hai că nu e așa de freaky. Dar pe timp de noapte, doamne. S-auzi sunetele alea și să mergi pe întuneric, mai ales dacă n-ai o lanternă. Ok, n-am mai fost aici până acum. Da, asta e autogara. Interesant. Și trebuie să luăm 3 baterii de la autobuze. Bineînțeles că sunt și zombii de ăștia mari. Nu mi-arată exact unde ar trebui să mă duc. Mi-arată o zonă generală. Zombii ăștia nu sunt prietenoși deloc. Poți să dai search la telefoane? Yeah.
Car battery. Ah. Holy shit, ce l-am tăiat pe ăsta în două. Înseamnă că asta trebuie să faci, dar nu e așa de greu pe cât credeam eu. Și cum le care? Adică fiecare are câte 50 de kilograme. Asta înseamnă că ai care 150 de kilograme pe tine. Asta n-are. Da, e ceva, trebuie să ai puțină forță să faci chestia asta. Numai că trebuie să găsești autobuzele astea deschise. Majoritatea sunt închise, ce facem? Pe ăsta l-am verificat. Doar dacă e vreo metodă să deschid eu autobuzul. Chiar e și e lockpick. Trebuie să scăpăm de câțiva zombie din zonă. E prea bună arma asta. Hai. Shit. Deci uitați-vă cât de bună poate să fie arma asta. Doamne. Ok, ăla a explodat și o să cheme runner încoace. Deja văd una pe hartă. Shit. Dacă n-aș avea arma asta așa bună, nu cred că aș putea face misiunea asta. La cât zombi sunt aici? Hai, încă un pic. Încă un pic, hai. Uite cât de puțin mai are și nu vrea. Trebuie la maxim, cred. Uite așa. Ok, avem două. Mai avem nevoie de încă una. Aici n-avem. Încă un autobuz ăsta. Iar pe ăsta nu poți să-l deschizi. Ok, unde găsim și noi un autobuz pe care pot să-l deschid? L-ai deschis pe ăsta. Da. Ah, shit. Faza e că sunt o grămadă de... Da, sunt bălzi astea cu combustibil. Și din cauza că eu le dau foc, ia toată zona asta foc pe aici. Oricum îmi place cum omor zombii cu sabia asta. E prea tare. Hai, repede. Găsește punctul sensibil. Unde e punctul? Oh! Medkit, rapid! Holy shit! Bine că am o grămadă de medkituri. O să avem grijă mai mare. Oh! Focul ăsta exact aici trebuia să-l pună. Unde e, mă, locul ăla? E, trebuie să-l nimerești exact, dacă nu, degeaba. Chiar și la block picking easy trebuie să nimerești locul. Ai zice că, bă, e mai ușor, dar nu e. Așa. Și gata, am luat toate bateriile, hai să ne întoarcem. Habar n-am cum le care el pe toate așa și încă mai e așa atât de mobil. Te-ai gândit că cu 150 de kilograme pe tine n-ai putea să faci toate mișcările astea, da? E un semn de la cu dolar, ca și cum ar fi un magazin aici, dar e cu albastru, de ce oare? Ceva special aici? Hmm. Military rifle cu mov, nu
prea mă interesează. Mă gândeam, poate găseam medkit-uri, dar nu. Vedeți ce zic eu, că n-am nevoie de pizza suit? Pizza suit, într-adevăr, poți să faci glide 3 secunde cu el. Totuși, dacă pot să trag cu chestia asta și atât de ușor să dau cu grappling cu, ce rost are? Încă un shop aici, ia uite mă, o grămadă de shop-uri. Power cable, medkit-uri, ok. Îți dă câte două la fiecare și am impresia că se răspunează după o perioadă și de asta vreau să le iau pe toate. Oricum, jocul ăsta îmi place foarte mult. E unul din, cred că, preferatele mele. Încă un joc similar se apropie. Ăla se numește Dead Island 2. Și fiți siguri că vom face serie și cu el. Așa că puteți să vă așteptați la chestia asta. E exact în genul ăsta. Dar oricum, vom juca Dying Light până când termin absolut tot ce e de făcut în el. Pentru că îmi place prea mult. Cred că se face noapte, ia să văd cât e ceasul. Da? Mai sunt vreo 2-3 ore până când se face noapte complet. Noi aici trebuie să mergem și ce mai ducem mai încolo. Here are your batteries. Better check them for bite marks. Well done. Well, no problems with the counting part of the mission? How much more do you need to do on this project of yours? None of your business. Goodbye. Okay. Okay, și asta a fost misiunea. S-ar putea să ne mai ceară ei niște chestii să facem. Momentan văd că nu mai au nimic pentru noi. Hai să ne uităm pe quests. Având în vedere că se face noapte și oricum suntem lângă un pat, hai să mergem să încercăm să facem Witch Queen. Știu că mulți dintre voi ați vrut chestia asta. O să facem noapte și o să mergem pe timp de noapte, să fie destul de creepy, trebuie să mergem în cave-uri. Dar trebuia făcut și asta cândva, l-am amânat destul. Și v-am zis că noaptea e creepy, v-am zis. Chiar foarte creepy. Și sunt deja și aia mare pe acolo, uitați-i. Pe minimap. Oh, shit. Trebuie să ajungem la un safe house urgent, că m-a văzut unul de ăsta mare. Și bineînțeles că mă scui pe ăsta. Hai să mă uit pe hartă. Safe house-ul cel mai aproape e ăsta de aici. Ok. Dar cât de rapid ajung ăștia la tine, doamne? Oh, și-am scăpat. Asta a fost aproape. Nu știu cum de au intrat ăștia așa de rapid după mine, dar, în fine. Să văd ăsta mai are ceva, nu mai are nimic. Ok, să încercăm să... Da, uite-l, e acolo. Să încercăm să mergem neobservați. Ok, încă un shop, hai să mai luăm medkit-urile dacă le are. Și bineînțeles că mai are două. Când jucam misiunile principale, mă chinuiam și n-aveam medkit-uri niciodată, dar... Acum când mă joc, side quest-urile am prea multe. Mai bine să ai prea multe decât să n-ai deloc. Unde sunt cave-urile astea? Sunt curios. Păi vedeți că în blocul ăla e lumină sus? Stă cineva acolo.
Interesant. Cave-urile sunt exact aici. Cum intrăm noi în ele? Holy shit. Sunt o grămadă de runneri aici. E plin de runneri. Ok. Nici nu pot să mă cațăr. Cred că nu pot să ajung aici. Use camouflage. Da, nu prea merge camuflajul dacă te bagi în apă, normal să ducem. Ok. Ah, e un pachet aici. Ce tare, un pachet sub apă. Am mai văzut un easter egg, un fel de airstrike, poți să-ți iei să-ți faci blueprint și să chemi airstrike-uri pe zombie. Să încercăm și chestia asta într-un episod. Oameni morți pe aici. Pick all the mushrooms. Wow, ce zona asta? N-am mai fost aici. Mi-aduce aminte de cave-urile din The Forest. Bineînțeles că la explodează, se putea. Și asta de unde a venit? Cade pe sus de undeva. A, suntem level 16, nici nu mi-am dat seama. Am făcut level destul de repede. Ok. Să vedem ce găsim înăuntru. Trebuie să ajungem pe la... prin orașul celălalt. Să... ne facem amortizor pe armă. De fapt, cred că și pe... rifle și pe pistol o să facem. Zice că asta... Go to the caves at night, pick all the mushrooms. Unde găsim noi mushrooms? Și de ce îmi zice să mă duc la 156 de metri încolo? Ah, uite mushroom. Ok, trebuie să te uiți după ele. Uite. Sunt pe pereți. Avem doar două abia. Două din 10. Ce nervanți sunt ăștia care explodează. Că nu-ți dai seama care, adică... ăștia care emană un fel de miros ceva, da? Wow, ăsta e plin de sânge. Doamne, ce urât e. Ok, avem 4. 5. Uite că mai sunt pe aici. 6, 7. Uite pe partea cealaltă. 8 și 9. Încă 1. Mai vedeți voi pe aici încă 1? Asta arată ca și cum ai putea să-l iei, dar l-am luat deja. Undeva am ratat unul, dar nu știu unde.
Eu să mai am unul singur. Tot apar zombie, dar nu-mi dau seama de unde... De ce mi-l arată pe ăsta așa? Vezi cum mi-l arată? Îi vedem scheletul. Uite. Bun. Return to Mushrooms to Dahlia. Trebuie să ne întoarcem la vrăjitoarea aia. Și a spus că în principiu am putea să folosim chestiile astea să ne camuflăm de zombie. Fără să trebuiască să omorâm un zombie și pe aia să folosim camuflajul. Și am impresia că se durează și mai mult decât un camuflaj de la normal. Hai să plecăm de aici. Sper să mă întorc în siguranță, având în vedere că e noapte, e destul de periculos. Bun, și suntem aici deja. Nu a fost chiar așa de dificil. Partea cealaltă. Ok. This tincture will give you some ability to be among the immortui. It will not last long, and it may disturb your senses. Solutions of greater potency can be prepared, but they will require more powerful agents and greater risk. Now, you are ready to serve me. What do you want? From you? Why, nothing at all. I will never ask anything of you, runner. Okay. You may go about your business and do exactly as you think you should. A man of free will. But the truth is that you will always be doing my bidding. Even now. Ea crede că ne controlează pe noi acum cumva, dar nu e adevărat. Inventory full. Da, așa că nu putem să luăm aia de quest că nu avem loc în inventory. Hunter Machete. Trebuie să aruncăm ceva. Flamingo Sickle aveam două, parcă? Nu, am doar una. Ce pot eu să arunc ce nu folosesc? I-am dat o cafea. Nu, trebuie să arunc ceva de la arme, cred. Ori de la arme, ori de la weapon upgrades, cred. No, hai să aruncăm ceva de la arme. Handyman hatchet modified. Shroom potion. I'll summon you again when the time comes. Go now. Enjoy your illusion of freedom. You may leave, but we are not done. Ok. Hai să văd cum arată chestia asta. Dahlia Shroom Potion. Uite, putem să craftăm una. Și acum ar trebui în principiu să mergem la blueprints, nu la blueprints, la inventory. O punem în locul pizza suit. Și să vedem cum funcționează. Probabil trebuie să o bei și te duci la zombie și nu te văd. Până avem niște zombie. Ok, acum beam poțiunea. Și am în principiu ar trebui să nu mă mai vadă niciun zombie. Hei, ce faceți? Ce mai zici? Ce mai faci?
Sunt și eu zombie. What's wrong with me? Oh shit. Oh, nu. Se pare că m-a făcut să merg invers poțiunea, nu mai pot să merg. Ok. Nu mai pot să merg, caracterul meu nu mai poate să meargă. What? Cât de ciudată e faza. Deci eu dau un să merg înainte și merg înapoi. Nu mai pot să controlez caracterul. Ce-s? Nu-mi dau seama ce se întâmplă. Efecte secundare a poțiunii? Până la urmă ne-a păcălit tipa aia? Sau a zis ceva de genul a stronger potion would have less side effects. Trebuie să facem o puțin mai puternică oare? Oricum, nu cred că o să mai folosesc poțiune de aia pentru o perioadă. Dar e interesant să vezi toate chestiile. Se face și zi. Uite, am jucat o noapte întreagă. Bun, hai să ne uităm la quest. Vedem ce quest-uri mai avem. Nu mai sunt foarte multe. Deja uitați-vă cât am terminat. Astea sunt ușoare de făcut. Dar... uite, de exemplu, lighter gas, easy, toate sunt easy. Avem unele care sunt hard. Pe care nu le avem pe harta asta. La radio station și la outposts. Cred că o să le facem pe alea în episodul următor. Trebuie să mergem pe altă hartă complet. Probabil să ne întoarcem și pe orașul celălalt să luăm amortizori de acolo. Și să ducem pachetele astea la Spike. Avem destul de făcut în episodul următor. Oricum, cam atât pentru azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!